Bine v-am regăsit, Ioana Brușten sunt, mă bucur că suntem împreună la o nouă ediție a Întâlnirilor Capitale, astăzi alături de domnul Vasile Poenaru, care este scriitor, editor, profesor, membru al Uniunii Scriitorilor din România și fondator a două edituri, cel puțin, editura Coresi și ePublisher. Domnule profesor, vă mulțumesc că sunteți împreună cu noi. Și eu vă mulțumesc foarte mult. O să vorbim, așa cum este clar, având în vedere invitatul nostru de astăzi, despre cărți, despre piața de carte din România, despre ce anume se tipărește, ce se citește, cât se cumpără, de ce nu se cumpără mai mult, poate facem și niște comparații, să ne facem o idee despre industria aceasta a cărții de la noi. Și, domnule profesor, aș vrea să începem prin a spune că în urmă cu ceva vreme niște analiști financiari apreciau că anul 2018 va fi un an de creștere fantastică a pieței de carte în România, adică că va fi mai mare decât ceea ce s-a înregistrat în ultimii 7 ani. Au avut dreptate sau nu au avut dreptate? În mod sigur nu. Era o veste bună, din păcate. Ar fi fost fake o veste extraordinară, dar piața de carte a picat atunci când s-au tăiat salariile bugetarilor cu un procentaj extrem de mare. Probabil că bugetarii erau cei care aveau mai mult timp și citeau mai mult și cumpărau cărți. Piața a picat în așa fel încât au fost consecințe. Lanțuri de librării care n-au mai putut rezista, edituri care au fost trase de aceste lanțuri și s-au închis, dar și faptul că oamenii nu au mai avut bani să cumpere cărți. Cartea este undeva printre produsele de lux, adică renunțăm la ele mai degrabă decât la pâine, e firesc. Renunțăm la cărți mai degrabă decât la pâine. Și ce s-a întâmplat? Cititorii aviz de carte s-au reorientat și în loc să citească litera tipărită, au început să citească diverse lucruri pe internet, care veneau de cele mai multe ori în mod gratuit. În prima instanță am putea să spunem că tot e bine că se citește, în prima instanță, pentru că nu este indiferent ce și cum și de unde. Adevărul este că poți să-ți faci o cultură vastă fără să pui mâna pe carte, pe o carte fizică, vreau să spun. Pentru că în clipa de față, dacă te duci la Project Gutenberg și cauți, vei găsi toată literatura mare a lumii, toate cărțile fără drepturi. Sigur, e bine să înveți o limbă străină pentru a putea citi, dar cum la noi engleza se învață din aer, din filme, de peste tot, nu este dificil. Multă lume ar putea să citească dacă ar vrea să facă acest exercițiu. Da, da. Și cred că mulți citesc aceste cărți care sunt distribuite liber, gratuit, pe internet. O altă modalitate de a-ți astâmpăra setea de lectură este să te uiți pe Facebook sau pe alte rețele de socializare și să citești ce scriu sau ce postează ceilalți. Da, da, știți ce poezii, se întâmplă? Proză, traduceri și așa mai departe. Este cele perfect. Mai multe sunt de o calitate îndoielnică, dar... Și dacă n-ar fi, domnule profesor, un fenomen care se remarcă tot mai mult este acela că oamenii nu au răbdare să citească până la capăt mai nimic. Citesc titlurile, citesc eventual primele rânduri, primele începuturile de frază și trec mai departe. Se dă click pe fotografii, se dă click pe câte un filmuleț. Cu cititul este mai greu și asta se demonstrează de multe ori tocmai pe rețelele de socializare când vezi comentariile și vezi că dintr-un textuleț, o postare scurtă, majoritatea n-au citit până la capăt și n-au înțeles ce scrie acolo. Da, și fac un comentariu complet pe delături. Așa este. Anapoda, da. Da. Ce să spun? În 2015 o statistică ne spune că 5% din populația României a cumpărat o carte. În același an, în Germania, 80% din populația țării a cumpărat o carte.
Diferența este cutremurătoare și arată că piața cărții la noi este foarte, foarte lentă și practic înghețată. O altă cifră care pe mine m-a șocat, care vine din aceeași perioadă, este următoarea. Piața de carte în România la vremea respectivă era de 60 de milioane de euro, iar piața de flori de 200 de milioane de euro. E limpede că lumea primește mai mult flori decât cărți. Categoric, da. Noi a trebuit să facem de asemenea față unui moment dificil, în momentul în care piața s-a contractat puternic. Și atunci am trecut la publicarea de cărți electronice, în speranța că în felul acesta nu mai depindem de rețeaua de distribuire, de librării, de angrosiși de carte și așa mai departe, cei care priau cărțile fără să le plătească și dacă nu le vând, le aduc înapoi editorului care nu mai are ce să facă cu ele. Pe de o parte. Pe de altă parte, speranța că vor ieși mai ieftine și se vor vinde mai bine. Și într-adevăr am creat câteva sute de cărți electronice, dintre care unele au avut un oarecare succes, s-au dat în câteva sute de exemplare, dar cele mai multe au mers la câteva zeci de exemplare. Adică pentru nu că lumea încă nu era încă pregătită. Da, da, încă nu. Încă nu era pregătită să le recepționeze să în forma recepționeze aceasta? În această formă. Și cred că încă nu e pregătită, deși încep să crească vânzările de carte electronică, dar foarte slab, cel puțin în zona aceasta în care ne aflăm noi. Dacă privim în jurul nostru, de exemplu, făcând un drum cu metroul, am putea avea tendința să spunem ce mult se citește în varianta electronică de pe orice fel de device, pentru că sunt o mulțime, în special oameni tineri, care citesc de pe telefoane, de pe tablete, de pe Kindle-uri și atunci ai putea să spui, ia uite ce s-au schimbat lucrurile. Totuși se pare că proporția nu este atât de mare cum poate să pară. Fie asta, fie lumea poate să citească, dacă e un Kindle, dacă vezi de un Kindle în mâna unui călător cu trenul sau cu metroul, zici, da, citește o carte. Dacă vezi un telefon, poate că nu citește o carte, poate că își verifică Facebook. E adevărat, și e adevărat, mai departe. Se poate și asta. Numărul de... Iar pe tablete se joacă foarte mult, am văzut și asta. Se joacă și pe tablete, într-adevăr. Dar vreau să vă spun că am pe calculatorul meu cel puțin 1000 de cărți în format Kindle, pe care le-am descărcat gratuit de pe Amazon. Deci, în engleză și în alte limbi, în spaniolă, în germană, în limbile în care citesc. Sunt și câteva cărți în limba română care se pot găsi în format Kindle pe Amazon, însă româna nu este o limbă acceptată de Amazon. Dar să știți, dacă doriți să faceți acest lucru și să citiți, există și site-uri de unde puteți descărca în limba română, tot gratuit. Sigur, nu cele mai noi cărți, neapărat, dar cred că sunt destule de citit. Da, această modalitate de a descărca gratuit, sigur că lovește puternic în industria cărții. Poate că sunt cărți care deja cumva au atins o anumită cifră la vânzări și atunci poate nu se mai vorbește neapărat de rentabilitate la descărcări. Nu știu, mă gândesc, se judecă din interior. Cred că site-urile care oferă aceste cărți sunt site-uri care promovează diverse alte produse prin publicitate și trăiesc din publicitate. Am înțeles. Totuși, din ceea ce ne spuneți dumneavoastră, viitorul ar aparține cărții electronice mai degrabă decât cărții tipărite? Fără îndoială, da. Deci, dacă facem o comparație între cartea
electronică și cartea tipărită, vom vedea că fiecare își are avantajele și dezavantajele sale, dar cartea electronică este de departe mult mai ușor de manevrat. În primul rând, e foarte simplu să o procuri, ai nevoie de o carte, poți să te afli oriunde pe vârful muntelui și vrei să citești despre nu știu ce specie de de șnepeni, de exemplu. Intri frumos pe un site cum ar fi Amazon sau pe Apple și îți alegi cartea, o descarci pe telefonul tău smart și începi să citești și poți să afli tot ce te interesează din cartea pe care tocmai... Deci este foarte, foarte ușor să obții o carte electronică, este foarte ușor să duci cu tine. Când pleci într-o călătorie, poți să iei 4-5 cărți în format fizic. Recunosc că asta am fost eu. După ce ani de zile am spus că nu voi folosi niciodată un Kindle, de exemplu, pentru că sunt un cititor tradițional și vreau să simt cartea în mână și să miroase cartea a tipăritură proaspătă, din motive de bagaje care trebuie să se încadreze într-o anumită greutate și cum într-o vacanță am considerat că nu este suficientă o carte, nu mai încăpea tot ceea ce vroiam eu acolo. Și atunci am cumpărat un dispozitiv, un astfel de device, am descărcat vreo 80 de volume în el, de pe un site din acesta gratuit și am fost super fericită toată vacanța. Fără îndoială. Deci și după asta... ce m-am întors acasă. Da. Sunt uneori aparatele Kindle vin ele cu nu știu câte sute de cărți instalate deja. Deci cumperi aparatul fizic, dar primești ca bonus o mulțime de titluri. Până la urmă, ideea este că dacă ne dorim, citim. Și apropo de asta, credeți că ce spuneați dumneavoastră mai devreme, că a căzut piața de carte atunci când au fost niște reduceri substanțiale de salarii, venituri la unii bugetari? Prețul este într-adevăr prohibitiv. Acesta să fie marele motiv pentru care piața de carte arată cum arată la noi în comparație cu statele mai dezvoltate. Ați folosit comparația cu Germania. Prețurile cărților la noi sunt oricum mai mici decât în alte țări. Dar orice preț pui pe o carte, o spun din experiență de editor, cel care vine și o ia în mână, primul lucru spune: a, costă prea mult. Acest preț este bazat pe costuri de producție, pe costul manuscrisului, că și autorul are dreptul de a primi niște bani pentru munca sa. Pe urmă, redactor, tehnoredactor, grafician, sunt o mulțime de oameni care contribuie la publicarea unei cărți și costurile sunt mari. Costurile se reflectă în prețuri. Nu avem altă formulă. În plus, rețelele de distribuire iau procentajul lor între 35 și 50, uneori 60% din prețul de copertă al cărții, pentru că, într-adevăr, vânzarea fiind lentă, e nevoie de un procentaj mare din încasare pentru ca librăria respectivă să funcționeze în continuare, să își poată plăti angajații și chiriile și așa mai departe. Deci prețul cărții în România nu este făcut în mod aleatoriu, este sigur bazat pe cheltuieli și sigur, de oriunde ar proveni cartea, editorul nu își pune o marjă de profit foarte mare. De fapt, cam 5, 6, 7%, ceea ce este foarte puțin. Față de editurile occidentale, unde tiparul poate să fie 10% din prețul de vânzare al cărții, dar lumea nu se sperie când intră într-o librărie și vede prețurile. Desigur, asta și pentru faptul, sau în primul rând pentru faptul că salariile sunt mult mai mari. Categoric, prețuri mai mari la ei, dar și venituri mult mai mari decât la noi și atunci este clar că echilibru se păstrează. Venituri mai mici, cumpărături mult mai puține. Chiar o altă cifră pe care o găsisem spunea așa: în 2016 românii au cheltuit pe cărți în medie 3,15 euro pe an.
e cutremurător de puțin. Categoric. Adică chiar și așa, dacă facem procentual, la salariile mici care sunt, e mult, mult prea puțin să dai 3 euro pe an pe cărți. Asta arată că nu se mai citește. Dacă îmi permiteți, asta se vede. Se vede și în comportament. Această investiție în carte și în citit și în dorința aceasta de a afla, de a descoperi și de a te instrui. Chiar se vede, din păcate. Da, da. Bun, dacă asta este situația, nu că ar fi bună. Dacă asta este situația, asta avem, acesta e modelul nostru și atmosfera generală. Ce se vinde? Dumneavoastră ca editor, ce căutați? Ce fel de carte? Ce fel de literatură? Cu noi este situație specială în sensul că avem un program diferit față de programele altor editori, în sensul că noi căutăm să promovăm autori români. Avem această încăpățânare și în colaborare cu Uniunea Scriitorilor, de fapt cu filiala București a Uniunii, în colaborare cu prietenul meu, domnul Horia Gârbea, am conceput un program editorial pe care l-am și numit Editura E-Literatura, prin care să facem cunoscute în țară și în străinătate cărțile scrise de autori români contemporani, de membri a Uniunii Scriitorilor. Trebuie să spun că ceilalți editori sunt mult mai puternici din punct de vedere financiar, pentru că în țara noastră 90% dintre cărțile care au vânzare sunt semnate de autori străini, sunt traduceri. Încă din primele luni după Revoluție, piața cărții s-a orientat către traduceri. Și s-a tot instilat ideea că traducerile sunt superioare, că scriitorii din străinătate scriu mai bine decât scriitorii români, că nu are rost să citești cărți românești și așa mai departe, astfel încât dacă intrăm într-o librărie, vedem că imediat peste cărțile scrise de români se trece repede, iar cărțile scrise de traduse din alte literaturi rămân mai mult în mâna cititorului care răsfoiește cărțile. Nu este și o chestiune de marketing asta? Atât de tare a fost marketată ideea că ce este românesc este prost, încât, da, este o chestiune de marketing, iar ceilalți au făcut-o mai bine decât noi. Noi încercăm să facem față cu puterile pe care le avem și să spunem că dintre cărțile noastre foarte, foarte multe sunt cu mult superioare multor traduceri din străinătate. În plus, ca român, când citești o carte scrisă de alt român, te regăsești, îți regăsești identitatea acolo, îți reîntărești legătura cu fondul tău ancestral, îți scoți la lumină toate comorile spirituale pe care le ai din cauza faptului că te-ai născut în mijlocul unei nații, că ești produsul anumitei culturi. Cultura românească este o cultură superioară. Dar trebuie să recunoaștem asta și trebuie să ne recunoaștem în ea și citind cărți scrise de autori români, vom reuși într-adevăr să ne găsim propria vocație și propriul drum în viață. Ați spus că e un lucru bun comerțul online, cărțile electronice. Fără îndoială, nu numai că e un lucru bun, dar este ceva care va duce inevitabil, ceva care crește. Da, va duce inevitabil la faptul că o carte tipărită va deveni ceva aparținând unei nișe, iar cartea electronică va fi forma normală a unei cărți. Cărțile românești, autorii români ajung pe platformele internaționale în limba română, sunt căutate astfel de cărți acolo? Sigur, ați spus și dumneavoastră și este logic. Dacă vorbim de Amazon, de exemplu, e clar că ar trebui să fie o carte scrisă în limba engleză sau o limbă de circulație internațională. Nu, are vreo șansă și cartea în limba română? Nu neapărat. De exemplu, elefant.ro
are un aranjament cu niște, să zicem, furnizori foarte mari, niște agregatori foarte mari de carte electronică, aceștia transferă către platforma Amazon mii sau zeci de mii de cărți din toate culturile și printre acestea sunt și cărți în limba română. Dezavantajul este că proporția de venit, deci venitul pentru editorul care prin elefant.ro ajunge pe platforma Amazon și în format Kindle, venitul este extrem de redus pentru că lanțul este lung și se fac plăți către Amazon, către marele agregator, către Elefant și mai departe. Și atunci nu este foarte stimulativ să publici această formă. Cărțile electronice îmbracă mai multe forme. Deci avem formatul pentru Kindle, care este de regulă MOBI sau un format proprietatea Amazonului. Avem însă cartea care se poate citi pe device-ul numit Kobo, care este o carte care sunt, mă rog, cărți electronice produse de Barnes & Noble. Avem cărțile care se citesc pe iPhone și iPad sau prin programul iTunes, publicate de Apple Macintosh. Avem cărțile publicate în sistemul Adobe Digital Editions și care pot să fie publicate de firme cu putere financiară mare, cum ar fi Elefant.ro sau Humanitas, ei au această idee europeană, de asemenea, ei au această posibilitate, lucrează în colaborare cu Adobe, în sensul că Adobe ține cărțile lor pe serverele Adobe și acolo se particularizează fiecare exemplar nou vândut, este păstrat separat, în fine, dar Adobe cere o chirie foarte mare pe acest sistem. Mai există... Nu, am făcut o greșeală. Kobo nu este al lui Barnes & Noble. Se cheamă Nook, aparatul pentru Barnes & Noble. Kobo este o companie din Canada care are de asemenea un sistem din acesta de readers. E clar că tot ceea ce spuneți dumneavoastră este o problemă de eficiență economică. E o problemă de eficiență economică și editorii români ajung cu greu să publice în format e-book. Există însă ceva ce mai puțină lume cunoaște. Există o platformă românească de cărți electronice care se numește iBooksQuay.ro. Noi colaborăm cu iBooksQuay.ro de câțiva ani de zile și editorii români ar putea să profite de existența acestei platforme și să-și pună toate cărțile acolo, pentru că e un sistem bun de DRM, cum se cheamă, Digital Rights Management. Deci e un sistem care previne piratarea cărții. Înțeleg că asta este o problemă serioasă în domeniul... Da, asta e problema în, sistem, în sistemul acesta online. Cărțile se pot pirata. Și dacă nu există un sistem de siguranță, de securizare, atunci un cititor poate să trimită mii de copii ale cărții cui dorește el. Capeți notorietate tu ca autor, în schimb nu câștigi nimic, nici tu, nici editorul. Da. Nu neapărat autorul, poate altcineva să facă lucrul ăsta. Există numeroase site-uri care oferă CD-uri cu cărți electronice la un preț de nimic și care sunt toate preluate, piratate și așa mai departe.
Mai există de asemenea sistemul de publicare numit Google Play sau Google Books, care de asemenea este extrem de puternic. Aici este sunt facilități și se pot publica și cărți românești în acest sistem. Chiar sunt foarte multe cărți românești pe Google Play. Deci aceasta ar fi, pe lângă iBooksQuay, încă o cale de urmat pentru editorii români și pentru autori, de fapt. De fapt, asta era și întrebarea cu care aș fi vrut să încheiem discuția noastră de astăzi, pentru că timpul a zburat foarte repede. Ce anume ați sfătui, i-ați sfătui pe tinerii autori? Mă rog, tineri nu neapărat, ca vârstă, tineri în această meserie. La început, cei care nu sunt consacrați, cei care au statutul de începător, nu e simplu să-ți faci loc pe piață, nici când e vorba de cartea tipărită, nici când e vorba de cartea electronică. Cum să ajungi la cât mai mulți oameni care să te citească? Nici nu îndrăznesc să întreb cum să ajungi să câștigi niște bani, pentru că regula generală pe care o amintește toată lumea este că nu poți să trăiești din scris, cel puțin la noi. Pentru tineri autori, sfatul meu este să se adreseze unei edituri. În sistemul în care ne aflăm, este ușor pentru oricine să publice și pe cont propriu o carte. Este ușor să faci un PDF și să-l dai prietenilor și este ușor să mergi, să spunem, la iBooksQuay, să publici pe iBooksQuay și să ai venituri din ceea ce se vinde pe această platformă sau pe Google Play. Însă, în momentul în care ai ieșit cu cartea în lume și cartea nu este văzută de un redactor, de un corector, nu are o punere în pagină făcută de un specialist, poate că fontul este greșit ales, cele mai multe manuscrise care ne vin nouă au diverse mici dățenii care introduc o notă de urâțenie așa a textului, ca să spun asta. De exemplu, sunt folosite cratime în loc de linie de dialog. Nu mai vorbesc de si în loc de și și așa mai departe, da. De redactare și de tehnoredactare. În plus, coperta e bine să fie făcută de un specialist, de un grafician. Trebuie să-ți atragă atenția întotdeauna. Da, și pentru că e foarte simplu în condițiile de astăzi să mergi la ca autor tânăr, da? Sau nou, nu neapărat tânăr. Ți-ai scris manuscrisul, te duci direct la tipografie. Acela o să spună să îți iei un, așa zis, ISBN ocazional. ISBN ocazional nu costă nimic decât un drum la Comisia Națională pentru ISBN, la Biblioteca Națională. Primești ISBN-ul respectiv, l-ai pus pe carte. Având și ISBN, poți să îți faci codul de bare care se pune pe coperta 4 și mergi la o librărie și poți să faci un aranjament să îți vinzi cartea. Deci toate astea poți să le faci în mod sigur, fără ajutorul nimănui. Dar cărțile apărute în acest fel arată ca niște cărți orfane. Pentru că sunt născute în condiții mai vitrege. Da, neprielnice pentru cartea respectivă. Și atunci cel mai bine este să ne alegem o editură, să discutăm acolo și să mergem pe această cale, pentru că altfel intrăm în lume, mai ales cu primele cărți. Și ceea ce este cel mai important, sunt mult mai mulți cei care citesc față de cei care scriu și care vor să devină autori publicați, să ne găsim resursele necesare, să cumpărăm fie online, fie din librărie și să citim. Să nu uităm de acest lucru, să nu renunțăm la cărți, să nu ajungem printre cei care alocă 3 euro pe an pentru a cumpăra o carte, pentru că nu este bine, nu acesta este drumul și nu cred că asta ne dorim pentru noi.
Și este important să ținem minte că cititorii români au nevoie de operele autorilor români. Să susținem compatrioții noștri, cei nu care numai, scriu. Nu numai, în primul rând ne fortificăm pe noi spiritual. Autori români. Asta căutați. Poate în primul rând, nu înseamnă că trebuie să-i ocolim și trebuie pe ceilalți. Să știți că așa cum roșiile românești sunt mai gustoase decât cele importate, cărțile românești sunt mai gustoase și mai instructive decât cărțile importate. Un gând cu care merită să rămânem la finalul întâlnirii de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Și eu mulțumesc. A fost împreună cu noi domnul Vasile Poenaru, scriitor, editor și profesor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, fondator al editurilor Coresi și e-publishers. Și editura e-literatura. Și editura e-literatura. Ioana Brușten sunt eu. Vă mulțumesc dacă ați stat alături de noi. Cred că v-a plăcut ceea ce am discutat. Poate v-am dat de gândit, poate v-am stârnit să treceți pe la librărie sau să intrați pe un site și să descărcați o carte, două sau mai multe. Dacă e așa, cu atât mai bine. Până data viitoare, citiți sănătoși cât de multe cărți. Be smart, be cool, be fresh, be FM.